Salut, băieți și fete. Am fost și la mare ca băieți când eram mic și era un tobogan mare și roșu acolo. Ci că era Neptun. Și vedeam copiii dându-se în el și am vrut și eu să mă dau, dar logic că nu m-au lăsat părinții. Așa că m-am îndepărtat de locul în care mă jucam lângă cerceaf și mă apropiam câte puțin de el. Cum se uitau părinții la mine, clar și-au dat seama ce am de gând să fac. Și mama i-a spus tata să se ducă să mă oprească, să nu mă dau în el, și tata a zis, lasă-l să vadă cum e dacă nu ascultă. Și am urcat scările într-un final și m-a întrebat ăla de acolo dacă știu să înot. Și am zis că da. Și ăla prost crede un copil singur de 4 ani când zice că știe să înoate. Și m-am dat. Toate bune și frumoase, iar jos a venit beleaua. Direct dintre mai piscină. Și poc. După ce m-a zbătut câteva secunde bune în agonie, a sărit tata după mine în apă. Da, a fost acolo tot timpul, s-a uitat la mine. El a vrut să-mi dea o lecție la un copil de 4 ani în pula mea. Ce voia să mă înveți? Că nu e bine să mori? A, da, m-a și scos. Că n-am precizat cine știe ce credeți când v-am spus că de masochistie. Mai am poveste. Hai de pula. Eu la bătrânețe în loc să le povestesc la nepoți, îi pun să se uite pe YouTube direct. Tot la mare eram. Două familii. A mea și a lui vărămiu. Și ne întoarcem de pe plajă și în stânga noastră erau doi câini. Se futeau. I-am văzut și rușinat în mintea mea m-am gândit să atrag atenția părinților către niște magazine. Dar, vărămiu, din partea cealaltă urlă la mine și zice așa, Cătăline, uite cum se fut câinii ăștia! Și atunci eu m-am făcut că nu-l aud și am început să grăbesc pasul. M-am depărtat, iar părinții parcă nu l-au băgat în seamă. Dar cât de idiot să fii! Dacă mai vrei să vezi și alte videoclipuri, uite aici tot o animație și aici unul pe Omegle. Dacă nu ți-a plăcut, poți să mă înjuri jos în secțiunea de comentarii, te înjur înapoi și vă puteți abona aici.